40 de concurenți s-au înscris în competiția de astăzi de pe pârtia Coz la cei mai talentați practicanți de snowboard din Brașov, București, Constanța, Iași și Piatra Neamț au făcut dovada talentului lor pe trambulina special amenajată încă de joi seara. Premiile puse la bătaie de organizatori sunt în valoare totală de 500 de euro. Concursul nu i-a afectat pe schiori, pârtia fiind deschisă în program normal. Situația va fi valabilă și pentru ziua de sâmbătă, în intervalul orar în care va avea loc concursul de schi Cupa Dinamic. În această seară, telescaunul funcționează până la ora 23, iar schipasul nocturna costă 40 de lei.